Bună dimineața! Astăzi vreau să împărtășesc cu voi rețeta mea preferată de supă cremă. O supă cremă de dovleac. Este de sezon și se găsește peste tot, așa că de ce să nu pregătim o supă cremoasă delicioasă? Pentru această rețetă avem nevoie de dovleac, lapte de cocos, ghimbir, usturoi, ceapă, o mandarină, semințe de dovleac, ulei, stoc de pui sau de legume și condimente. Chimen, turmeric, piper. Pentru început trebuie curățat dovleacul. După cum vedeți, eu deja l-am curățat și l-am tăiat în bucăți mici. Voi pune o oală la încins în care voi adăuga 2 linguri de ulei, ceapa, usturoiul, apoi dovleacul. Adăugăm și stocul de legume și lăsăm toate legumele să se fiarbă foarte bine. Stocul, fie el de legume sau de pui, se poate cumpăra gata făcut sau îl puteți pregăti chiar dumneavoastră acasă. Eu de cele mai multe ori prefer să-l fac acasă. Se poate adăuga în orice supă cremă doriți. 20 de minute mai târziu, legumele sunt gata, iar acum voi transfera toate legumele din această oală într-un blender. Punem capacul și mixăm. Acum vom adăuga o mandarină sau o clementină, condimentele și vom mixa din nou. Iar supa o să fie cu adevărat cremoasă atunci când adăugăm laptele de cocos. Mixăm din nou. Punem supa într-un castron și adăugăm deasupra semințe de dovleac. Miroase foarte bine, sper să o încercați și dumneavoastră. Să aveți un weekend minunat!